Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Suntem la Deva, deși vă mințim de două episoade încoace că nu vor mai fi episoade de off-road. Nu putem sta cu minți, mă rog, nu putem eu sta cu minți. Cred că e cea mai apropiată cupă pe care o puteam bifa. Unde ne vom da împreună. Ta-da! Extrem are un pârâu cu niște bolovani. Limitările, vă rog să le respectați, sunt zone unde s-ar putea să mai vină cu câte o mașină de asta de stradă. Deci când mergeți pe trac, am observat eu acum două zile, din cauza sateliților, să mută puțin stânga-dreapta. De-aia aveți 70 de metri stânga-dreapta. Bună dimineața, domnul Sergiu! Sergiu participă la challenge, Craveț a venit cu Popa, Claudiu Peștean nu s-a dat în campionat și a venit aici la cupă. Ce mai avem de făcut? Roțile le-am verificat, n-am făcut presiunea roți, mai trebuie să facem presiunea roți, trebuie să scoatem troliu să le vedem dacă nu s-au înfășurat spirele una peste cealaltă. În fine, cupa de la Deva pentru noi a fost ceva spontan, a fost la rugămintea lui Sergiu, pentru că în sfârșit pot participa amândouă mașinile la același concurs. E primul concurs. La clase diferite, dar e primul concurs în care am reușit să participe împreună. Și... Da, te mai faci, îți lași 15, faci ce vrei. Deci lași 15 o secundă, poți să cobori. Tot te mai faci, îți lași 15, faci ce vrei. Deci lași 15 o secundă, poți să cobori. Bicu? Bicu? A plecat Kiwi. A luat startul și după cum bine se aude în spatele meu, startul încă este în curs. Îl urmăresc pe live location, doar că mi-este foarte greu să-mi dau seama. Poți da seama dacă a făcut sau n-a făcut anumite bucle. Noi am zis că dacă va fi în dificultate, mă va suna și să-i spun pe unde trebuie să meargă. Singurul lucru pentru care mi-aș face griji, deși în față el e primul de la standard B, așa că nu o să prindă decât de la challenge. Pare tare rău că nu pot să fiu alături de el, dar la anul îl așteptăm la start, îl așteptăm la finish să ne urcăm în mașină. Cred că am reușit să pierdem semnalul pentru prima oară. Sper să nu trolieze. Pe traseu văd că e bine. 30 de grade și este 10:30 dimineața. Așa, copilot, să t-o fi. Îmi figurează că s-a pus din nou în mișcare asta după, nu știu, 10 minute mai târziu. Acum te văd iară că stai. Sunt curioasă ce dificultăți a întâmpinat. Am și o pană pe stânga spate. Pană pe stânga spate. Cred, așa simplu. Și noi la fel.
parc. Ciocane. Nu. Serios. Dă-te-a schimb fiorul ăsta. Tot îndoită janta? Da. Tu-ți... Bă, cât de simplu. Cât de stupid. Da, un pic am dat. Aici, am jos. Da, aici, cred că. Da. Piatră, cred că. Dar ce? N-ai tubulară? Da, n-am tubulară, ce vrei? 21. Ai ciocan? Ciocan. Bă, da, mei, nu mai vine niciunul. Aflat, din păcate, că a îndoit două bedlock-uri, că a schimbat și un cauciuc, că a făcut pană. Acum l-a îndoit pe al doilea și avea nevoie de un ciocan mare. Îmi apare că a reluat traseul. Mi-ar fi fost foarte dificil să mă duc, ținând cont că... toată desfășurată pe aici, toată. Hai să zic că ar dura... 10 minute să strâng. Am adormit cu telefonul în mână de 3 ore, așa ca Tesla. Am scăpat telefonul și deschideam ochii. Pentru că noroc cu frigiderele. Overlander. Uhu. După cum mi-am dat eu seama, adică nici nu are semnal și aici are un waypoint unde zice dreapta pe rău. Thank you.
45 de minute maxim ar că am trebuit să apară prima mașină. Eu sper el să fie prima mașină, dar ținând cont de situație și de punctul în care se află acum, mă îndoiesc. Hai să îl întrebăm pe Craveț, că a venit și prima mașină, să întrebăm pe Craveț cum a fost în traseu. A stricat mașina. Cum a stricat mașina? Uite aici. Serios? De la o ceoată pleacă, trebuie să luăm de acolo. Am făcut buba. Sper că mi se pare și n-am fost eu suficient de atentă și să nu fi ratat Kiwi o... buclă? 8 km de noi. Mai are. Să mai aibă vreo 20 de km. Las camera la mașină, îmi iau frumos casca și mă pregătesc să-l aștept pe Kiwi la finish. Ce ai făcut? Nu știu, dar haide, am haide că în spate, hai că în spate. Ce te-ai făcut? Ce-a făcut Craveț, probabil? Păi? E făcut cilindră, e stricat cilindră dreapta. Da, nu știu, tot așa... Știi că nici eu n-aveam ciocan, dar întâi urma să-l caut și apoi să vin. Aha! 3, 2, 1, 2!
aproape sub 2. Cum a trebuit să-mi țin? Ai combinat! Da! Locul 1, Hibari Alexandru, Cosabau Claudiu.